Două colegii naționale din Ploiești, adică Mihai Viteazul și Jean Monnet, au fost selectate pentru a participa la programul Școala Discovery. Unitățile de învățământ fac parte din cele 100 alese la nivel național, unde se va implementa proiectul de susținere a educației științifice în școli. Ministerul Educației și Cercetării, care a agreat acest proiect, urmărește ca prin această inițiativă să aducă lumea cunoașterii științifice în sala de clasă, stimulând curiozitatea firească a elevilor față de știință, dar și să integreze resursele audio-video și new media în procesul de educație. Școala Discovery are două componente principale, o linie de programe educative pe teme legate de învățământul științific și o serie de materiale didactice disponibile online, care să ajute profesorii să integreze aceste programe în activitățile didactice curente. Vor fi prezentate lecții speciale pentru elevii din România, din domeniul științelor. Există informații disponibile pentru toate școlile interesate, astfel încât orice profesor poate să acceseze un site pe care va găsi absolut orice material este necesar pentru buna derulare a unor lecții model. Este una din școlile pilot, încă nu am început să lucrăm ca școală pilot, dar ca orice profesor și eu și alți colegi ai mei, chiar dacă nu predăm științele respective, ne-am putut deschide un cont. Deci intri pe site-ul Ministerului, mi-am deschis un cont, mi-a venit răspunsul după câteva zile și astăzi deja am primit informația, da? Deci sunt abonată a lor și primesc informație ce teme sunt prezentate în această săptămână. Vom registra aceste emisiuni acum pentru început, iar profesorul de matematică sau de fizică chimie, când ajunge la tema, ajunge la o anumită lecție, poate folosi și aceste înregistrări. Programul este o alternativă educațională, iar scopul activităților este de creșterea rezultatelor elevilor la științe.